Astăzi am venit la mall și avem 10 lei la noi să vedem ce putem să mâncăm din toate fast food-urile. Cam asta luăm, fraților, de la McDonald's, doar un combo cu McFlurry și cartofi și un sos. 9 lei 30. Hai să plătim. Deci, fraților, haideți să vă arăt. Deja ați văzut la Mac, am dat 9 lei 50. Avem cartofiuri ăștia mici, avem sosul Anisu și McFlurry-ul. Văd că Pain și Miriana deja s-au abonat la cartofi. Foame, tu mi-e fiat de foame. Deci deja McDonald's are nota 10 din 10 pentru cartofi. Cartofii de la Mac sunt cei mai buni cartofi de la orice fast food. Și deja McFlurry-ul clasic, nu vreau să vă pierd foarte mult timp, că deja știți cum este combo de la McDonald's. Delicios. Bă, până în 10 lei McDonald's e cel mai bun calitate preț. Da, dar până în 10 lei doar. Dar înainte cu 10 lei aveam două de-astea, cartofi și suc. Da. Și acum cu 10 lei am doar un de-asta, cartofi și sos. De la Chopsticks am luat pachetele de primăvară cu 9 lei 90. Arată câte sunt? Mai sunt 5 pachetele de primăvară. Ui, și ne pun 2 lei pachetul. Hai să vedem. Puteți să trișați. Bagă-le în ăsta. Da, puteți să trișați și să băgați în sosul de la Gummy. Cu sos, numărul 1. Da, păi da, dar sosul nu l-ai luat. Ok, și fără sos? Fără sos, un 8 din 10, cam așa. Mie îmi plac pachetele. Bă, la 10 lei, 5 pachetele, dar mi se pare ok. Nu? Dar super ok. Îți satură foamea de 10 lei? Bă, așa, câteva ore îmi satură foamea, o oră, două. Ia mai, să-l vedem. Eu de foarte multe ori îmi iau pachetele de primăvară. Mi-am luat și acasă să-mi fac. Vă zic eu dacă-s bune. Bă, nu sunt superbe ăștia de la Chopsticks. Ăla de la Nuno pe care erau mai bune. Da. Mă, că-s ok. E ok sosul ăsta, dar fără sos, mai degrabă pe mea le-ai peste camul, vă jur. Totuși, 10 lei, na, ce ai vrea acum? Fiți atenți, băieți, aici câta burger avem de la Boss Mini Burgers. Stai, mă. Stai că se face și mai mic. Ce? Ia uite-l. Ce-i asta, mă? Zici că l-am comandat de pe net. 10 lei? 10 lei. Mai era 10 lei și pentru cartofi. Este făcut pentru mine. Eu sunt mică și el mic. Ce plăcere. Bă, mic, dar hai să vedem. Să cred cât de tare, e prima oară când văd un burger în miniatură. Un mic, dar ține de foame și e bun sau pârna e? Mie îmi place. E pic 10 lei. Chiar e bun. Merită 10 lei? Bă, nu știu. A, mă, că ți-ai două la Mac de 10 lei, asta dracu, cât să merite, sincer, acum. Da, ăsta are carne. Dar are carne, normal că are carne. Măcar am simțit. Păi ne-ai ajuns la ea. Care un deget de carne. Tata, așa, vreau și eu să fac mini burgerul ăsta, frate. Chiar mă gândeam să încerc să mănânc doar mâncare gen de genul mică, da. Ca tine. No. E bun. E bun, dar e 10 lei și e. Băi, 10 lei, dar deget. Așa la Caterinca, la o Caterinca merge. E tare că are multe ingrediente în el, deși e mic, adică are multe chestii puse, are salată, are legume, are două sosuri, carne. E bine, gen, e bine făcut. Avem aici de la Kung Fu King, e prima oară când mănânc de la ei. Și la 8 lei avem niște inele de ceapă și cam multe, vreți să vă mint. Și ăștia nu sunt inele de alea congelate cum sunt la toate celelalte fast food-uri. Hai să vedem ce gust au. Bă, dar trișesc cu sosul de la Mac. Păi da, era aici ce vrea să-l aruncăm acum, sincer. Dăm 10 lei pe mâncare, dar aruncăm sosul de la de-asta la alta. Ia. E ciudat că e foarte subțire, e foarte puțină ceapă. Dar să iau unul mai. Dar arată super dubios. Bă, ție nu-ți plac legumele, nebunule, de-aia. Ia, hai, ia. Ia cu sos sau fără? Clar cu sos. Dar uite, zic că sunt făcute acasă, mor dacă te minte, adică nu sunt congelate. Vreau să văd și eu, dă și mie. Băi, eu chiar mănânc inele de ceapă, da, și astea nu-mi plac. Bă, chiar îmi plac astea, inele de ceapă, dar astea nu. Alea congelate aveau un gust mai bun, nu știu, mai groase, mai ceva, știi? E gustul mai intens. 5. Bă, sunt multe măcar. Sunt multe măcar. Mă las și mi-au de la Burger King 3 inele. Pui mei, nici Audi nu fac din ele. Sincer, mi-au dat băieții. Ești nebun? Ia uite câte sunt. Multe rău. Nu sunt cele mai bune, dar sunt multe măcar. Știi ce zic? Adică totuși, noi vorbim de mâncare la 10 lei. Cel mai fin lucru pe care l-au băieții. Ce ai vrea acum? Avem de la KFC, fraților, un snack box de 9 lei 90. Haideți să vedem ce se află la interior. Ok, deci avem două crispy și cartofi. Două crispy sandwich mai poți să-ți iei. Cred că erau mai bune două crispy sandwich, dar astea au și cartofi. Acum depinde de preferință, dar n-au sos. Bă, n-au mai sos. Avem. KFC fără sos, care-i șmecherala? Ok. Da. Mamă, dar ce proaspătă e carnea, fraților. Cartofii nu-mi plac așa mult, dar carnea e foarte bună. Bă, dar pare combinație la 10 lei, vrei să te mint? Da, e. Dacă mai ai 2-3 lei să ții și un sos, e și mai bine. Știi care e faza? Că la banii ăștia nu mănânci carne congelată. Da. Ca la Mac. Deci ar trebui să contezi asta la notă. Na, și tu acum.
O să-i dau un 8 din 10, chiar bun. Nu așa să fie așa bun. Tu făcut de fix acum, nu știu, are gust super fresh. Parcă n-am mâncat de la KFC așa bun. Nu știu cum să vă explic, dar puteți-vă cum e carnea asta de fragedă de... Uite, tu știu cât e mastodontul ăsta de mare, băi, cum stai, băi. Da. 8.50, băi, uite bine, că e mai mare ca mâna mea. 8.50, bine, hai pleacă de la mine, 8.50. Băi, e cât sucul, dă-l dracu. Dar gustă să vezi ce bun e. Ia mă, da să văd aici. Bă, chiar e făcut dacă să-mi bat pișoarele. E gen, mamă, cum e și înveliciul și carnea și condimentul acolo să fie picant. Dacă dați like-uri, vă spun care sunt ingredientele secrete, că le știu că am lucrat acolo. Bă, dar ce bun l-ai nimerit, bă, what the fuck. Fraților, înainte să trecem la următoarea mâncare, vreau să vă spun că am descoperit un proiect super șmecher de NFT-uri numit Banana Ape Club și au niște poze super, super fresh. Ei bine, echipa lor va da comunității merch, bilete la festivaluri și gadgeturi și pe lângă asta, la mintarea întregii colecții se va face o tombolă cu produse în valoare de 50.000 de dolari. Așa că am vorbit cu băieții de la Banana Ape Club să-mi facă rost de NFT-uri și pentru 5 subscriberi care se vor alătura grupului de Discord din descriere. Aveți un link în descriere de la grupul lor de Discord unde puteți să aflați multe, multe alte detalii despre acest proiect. Așa că intrați pe grup cât mai repede pentru că colecția lor se va lansa în curând. Băi, fraților, avem și sandwich-ul ăsta de la North Sea. E fix 10 lei și sunt foarte curios cum e la gust. Stați așa. Mamă, deci arată cam așa. Prost. Așa bine arată. Da, vezi că arată top. E forță, adică nu știu, mie îmi place rău. Uite, are și inele de ceapă sau ce sunt alea? Ceapă caramelizată. Da, așa, ceapă caramelizată, așa. Și ai și foaie de salată de aia de scumpă, nu e iceberg, vezi? Da, miroase tare a pește. Dar în rest e bun, e ca un fel de fillet of fish. E că nu zbăria pe ia vezi. Ah, dar fii atent ce observai din prima, că e pește tocat, nu e file. Care e diferența? Mai pune și sol, mai pune și... Înțelegi ce zic? Hai mă, verei, bun! De notă, pe ei. Pentru 10 lei fix. 8 din 10. Da, îmi place, chiar îmi place. Trebuie să recunosc că am trecat un pic. Am luat de la Salad Box această supă cremă de linte, doar că a costat 11 lei, nu 10 lei. Cât a fost 10 lei? 10,99. Da, corect. Corect. Acum nu știu dacă vreți voi să o calificați sau nu. Ăștia au zis o iau. Mamă, da, eu mâncam altă supă de linte când eram mic și îmi făcea mama. Bă, rău nu miroase. Hai să punem și niște crutoane din astea. Bă, n-am mâncat în viața mea supă de linte. Am mâncat niciodată supă de linte? Dar vezi că e multă vere, adică... Dar e cam verzulina așa, ia. Merea. A ce are gust? A supă cremă de linte. Ca să vezi. Da, chiar nu era. Are gust de supă cremă de legume. Dar e bună. E un pic caldă și am gustul ăla picant de la KFC. Pentru 11 lei, dacă vrei să mănânci mai healthy lifestyle așa, eu zic că merită. Și fiecare zice că au altă supă la Salad Bowl, deci nu știu. Prima oară în viață când mănânc supă cremă de linte. Bă, da. Nu? Mamă. Bă, nu pot să cred ce bună e. Și eu vreau să gust. Uite. E bună. Bă, vezi că e sfârță. Zic că nu-i bună. Foarte bună. Am mâncat și mâncat-o pe toată. Bă, pentru 11 lei, mai ales ca variantă mai healthy lifestyle, așa, în fiecare zi e altă variantă. Îi dau un 8.50 din 10, considerabil, chiar forță. Avem aici taco-ul ăsta la 9.50 lei. Mai era ceva și mai ieftin la 4.50 lei, dar taco-ul ăsta, bă, vrei să te mint? E ceva mâncare. E ceva mâncărică, da. Hai să gustăm. Nu, am apărat picant, să-mi bat picioarele. Uite, direct din jalapeno am mușcat. La spart. Tu mi-a fi sucul, băi. Dar eu nevoie de la jalapeno ăsta, băi. Nu. Bă, nu e de la normal, nu e de la normal. Bă, chiar e? Bă, nu pot să cred. De obicei, îmi puneam 3-4 de ăștia într-un sandwich, dar asta e... Bă, vere, băi, deci nu exagerez, chiar e super picant. E ardei de ăla, de dracu, de mexican, de... Da, îmi bat picioarele. Nu mă prefac acum să mor, dacă te mint, am luat jumate din ăla. Bă, bune, am luat și o gură fără jalapeno, mult mai bun. Dar vă rog, dacă știți că nu sunteți cum trebuie cu mâncarea picantă, nu vă luați cu jalapeno, ziceți să-l scoateți, că n-a... Oricum, la aceeași bani puteai să-ți iei și de vită. Voi de la Taco Bell e super bun, adică e foarte bine gătit. Uite-l cum se sfărâm aici, știi, nu e, nici nu cred că e congelat. O notă să-i dau așa, hai să fie un 9. 9? Da. Chiar e bun. Era 10 dacă n-avea jalapeniul ăla să mor. Ești nebun, așa bun. Băi, uite mă puiul ăsta cum e aici, cum se sfărâmă, dar dracu cum e gătit. Bă, bună, n-ai cum, frate, n-ai cum. Bam, și aici avem orez cu legume de la Pepper Pepper, care a fost 9 lei. Ideea e că puteam să luăm mai multe garnituri, puteam să luăm și piure, și paste, însă eu am vrut orez cu legume. Simplu, mănânc orez cu legume mereu, hai să vedem. Dar e ceva orez acolo, că văd că nu stau să ne simțim. E ceva orez și se simte așa ca și cum, nu știu, orezul ăsta pare a fi făcut în unt cumva.
E foarte bun. Nu-i sec la gust, știi? E cumva dulce, așa cremos, interesant. Uite cât e, dă-l în puii mei, că e mult rău aici. Hai să luăm așa cu legume, să vedem. Bogaj, what the fuck? Vezi? What the fuck? Nu-i plictisitor, știi? E chiar bun. Da, e un nothing, ești nebun, ăsta e gras rău dacă e făcut așa, nu? Adică poți să-l mănânci singur, nu ca garnitură. Efectiv, are puțin gust așa de orez cu lapte, nu știu dacă ați mâncat. Da, chiar da, exact, exact, e așa cremos cumva. Chiar e top orezul ăsta. Orezul ăsta, nouă. Da, îmi place mult rău. Bine, de fapt eu nu-s pretențios la mâncare, eu mănânc cam orice, dar ăsta chiar e super bun. Și acum, care vi s-a părut vouă cea mai combinație, să zic așa, mâncare? Cea mai bună mâncare până în 10 lei? Bă, sincer, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult supa de linte și totodată mi s-ar fi părut combinație, știu că o să rămâneți șocați de chestia asta, dar să fi cumpărat inelele alea de ceapă, dar cu un sos, dacă se putea cu un sos lângă, chiar era super ok, fiindcă era mult. E posibil să fi fost un sos acolo la un leu, dar nu mă mai gândesc eu, na. Deci dacă ar fi fost, să-mi fi fost foame rău de tot, aș fi luat inelele de ceapă sau supa de linte. Mai are rost, să zic, supa și am primit și o grămadă de croutoane, nici nu le-am capitate și m-am și săturat, sunt fericită. Bă, acum, sincer, cea mai bună combinație din tot clipul ăsta a fost KFC-ul. A fost puiul proaspăt, nu congelat, ai primit și cartofi și gen, a fost mult pui, gen era atâta un strip și ai primit două. Și super bun la gust, e clar, mi s-a părut cea mai mare combinație. Și la Mac ai primit mult, dar nu era așa de strălucit, știi ce zic? Da, aveam și sos. Păi aveai sos, dar... atunci n-aveai sos, dar tot era suculent. Suculent puiul ăla, de pui. Băi, nu știu, mi-a plăcut și Mac-ul și KFC-ul mult, mi-a plăcut și supa de linte. Taco-ul ăla cred că era bun rău de tot, dar eu nu mănânc jalapeno. Eu aș merge pe McDonald's, că mi se pare cel mai combinat. Și scrieți și voi în comentarii care este părerea voastră.